La ora 11 noapte am intrat în biroul medicului legist Dobrescu. Mă aștepta bând cafea dintr-o ceașcă mare de ceai. A vrut să-mi ofere și mie una, dar l-am refuzat. Mulțumesc, și fără cafea am destui draci. Dă-i drumul și spunem ce ai constatat. Examinarea coletului ridicat de lângă stadionul Tineretului a condus la concluzia că victima n-a fost violată, deși lichidul seminal recoltat indică un raport sexual. Cel puțin asta indică lipsa infiltratelor sanguine a vânătăilor care, în astfel de cazuri, apar pe partea interioară a coapselor. Iar coapsa găsită în parcul Herăstrău nu purta urme de violență. Analizând sângele victimei, care face parte din grupa 0, am crezut că am găsit o explicație pentru absența urmelor, clasice în cazurile de viol. Victima avea în sânge o imbibare alcoolică de 0,5 la 1000. O astfel de concentrație nu înseamnă stare etilică, am ținut să subliniez. Alcoolemia stabilită victimei se putea obține dintr-o sticlă de bere sau 50 de grame de coniac, a continuat medicul, ca și cum n-ar fi auzit remarca mea. Cantitatea este minimă, e adevărat, însă noi știm că nu toți oamenii se îmbată în aceleași condiții. O fată tânără, cum era victima, ingerând echivalentul unui păhărel cu coniac, s-ar fi putut griza suficient pentru a fi pierdut posibilitatea de a se opune agresiunii. Acesta este un mod de a vedea lucrurile. După examinarea capului victimei, mai apare o explicație. O aștept, l-am îndemnat. S-o luăm metodic. Umărul obrazului stâng a suferit un traumatism puternic, probabil provocat de o lovitură de pumn. Creștetul capului în regiunea occipitomucală este de asemenea traumatizat de un corp dur cu formă rotunjită. Care a fost succesiunea loviturilor? Am vrut să știu. N-am fost acolo când s-au consumat faptele, a zis el cu acreală. Prezumptiv și mai ales logic, primul moment al agresiunii trebuie să-l fi constituit lovitura de pumn. Al doilea moment, ca o consecință al primului, a dus la dezechilibrarea victimei și căderea acesteia pe spate. Ai spus că rana de la capul victimei a fost produsă de un corp cu forma rotunjită. Dușumeaua e plană, am subliniat eu. Și înainte de a ajunge pe dușumea în cădere, nu se putea lovi de altceva? Un radiator de calorifer? Am tatonat. Nu, rana ar fi avut un caracter mai profund, mai degrabă un scaun sau o masă. Se putea produce o pierdere a cunoștinței? Am întrebat pentru a încerca să văd cu ochii minții cum s-au derulat faptele. Chiar dacă n-a leșinat, groghi a fost în orice caz. Deci, așa se explică pasivitatea victimei în timpul violului. Urmarea violentării prealabile n-a mai fost în stare să se opună agresorului. Asta e cea mai plauzibilă explicație. M-a aprobat. Care-i cauza decesului? Asfixie? Am spus, amintindu-mi de aprecierea pe care o făcuse când a văzut degetele de la mâna victimei. A, da, din cap cu amărăciune. E o treabă urâtă, un omor cum n-am mai întâlnit niciodată, nici chiar în literatura de specialitate. Criminalul este o fiară. Ai văzut că gura victimei era deschisă? Nu, nu m-am apropiat să privesc. Știi de ce? A continuat ca și cum i-aș fi răspuns pozitiv. Ți-am spus că nu m-am uitat. De ce? Întreaga cavitate bucală era umplută cu hârtie igienică. Căluș? Am spus în timp ce mă încerca o senzație de repulsie. Așa s-ar părea, deși modul în care a fost executat indică sadism, bestialitate. Hârtia a fost împinsă cu putere în faringe și esofag pe lungime de 10 cm. Pricepi? Un astfel de omor nu putea fi comis decât un individ care nu se putea controla, un dement. În acest mod a fost ucisă. Am întrebat pe când îmi spuneam că remarca doctorului a deschis o nouă pistă de cercetare. Ar fi putut fi dacă nu o sugruma cu mâna dreaptă. Dacă victima a lăsat să-i se înfunde gura cu hârtie, probabil că nu-și revenise încă din leșinul provocat de lovitura de la creștetul capului. Am gândit cu glas tare. Când a început să-i bage în gură tampoane de hârtie, victima era conștientă și s-a opus. Pe ambele arcadele maxilarului am găsit infiltrații sanguine. Asta arată fără niciun dubiu că agresorul a obligat-o să deschidă gura prin apăsarea zonei gonioanelor, a spus, punându-și demonstrativ mâna pe bărbie și apăsând cu degetele gros și arătător pe mandibulă. Cu cât ții dinții mai încleștați, cu atât se deschid mai ușor la o astfel de compensare. Depesajul s-a făcut după deces? Am zis, speriat de propria mea întrebare.
Da, după, m-a liniștit Dobrescu. Apropo, starea segmentelor mi se pare relativ bună și mă întreb dacă nu au fost conservate înainte de abandonare. Congelare? Nu, nici chiar așa, probabil ținute într-un frigider casnic. Nu mi-ai spus când a decedat. Nu mi-ai spus ce-a mâncat la ultima masă. Paprikaș din carne de miel, ciorbă de zarzavat și o prăjitură. Am spus amintindu-mi de precizarea făcută de gazda victimei. Da, asta am găsit și eu. După stadiul de digestie gastrică a decedat la cel mult 3 ore după ultima ingestie. Am dat din cap și m-am gândit. Dacă ultima masă a luat-o la ora 1, 1 și jumătate, rezultă că a fost ucisă în jurul orei 4, 4 și jumătate, miercuri, 6 iulie. Când a fost omorâtă? S-a interesat doctorul ghicindu-mi parcă gândurile. I-am zis și l-am întrebat dacă mai are ceva de spus. Mi-a promis că de îndată ce va obține noi date, mă va anunța fără întârziere. Când mi-am privit ceasul, era trecut de miezul nopții. 10 iulie. Primul lucru pe care l-am făcut când am intrat în birou a fost să însemn pe hartă locul de abandonare a ultimelor 2 colete. M-am retras câțiva pași și am privit cele 4 puncte. Toate stegulețele erau plasate în mijlocul părții superioare a hărții, ca un semicerc cu bolta pe direcția est. Am încercat să stabilesc o relație între cele 4 puncte și locul unde a fost comis omorul, dar am renunțat. Localizarea pe care încercam să o stabilesc nu putea constitui o ipoteză de lucru încă. Amintindu-mi de precizarea medicului legist, am ridicat telefonul și am format numărul brigăzii Moravuri. Când mi-a răspuns maiorul Ciocârdel, i-am dat elementele afacerii de care mă ocupam și l-am rugat să-și spună oamenii să verifice dacă isprava n-a fost comisă de vreunul din obsedații sexuali pe care i-are în evidență. Eu și oamenii mei rămânem recunoscători. Tocmai ne întrebam cum să ne ocupăm timpul ca să nu ne plictisim, că doar știi că suntem prea mulți în serviciu și n-avem de lucru, a replicat el acid. Regret, fănică, însă după toate aparențele, omorul nu-i străin de un viol, iar de autorii acestui gen de porcării tu te ocupi. Te rog să pricep că nu-i posibil să neglijăm o astfel de ipoteză. I-am spus cu o voce mai suavă ca aceea unei sirene mitice pentru a-l îmblânzi, deoarece știam că cererea mea presupune verificarea a mii de derbedei eliberați din închisori sau bolnavi externați din clinicile de psihopați. Adică o investigație care urma să-i dea bătăi de cap săptămâni sau chiar luni de zile. Bine, Nicule, am să dau dispozițiile de rigoare. Dacă obțin ceva, te anunț, a zis cu resemnare și s-a grăbit să închidă telefonul din precauție pentru a nu-mi lăsa răgazul să-i mai cer și altceva. Când am așezat receptorul pe furcă, plutonierul a introdus în birou martorul a cărui audiere fusesem nevoit să o amând de 2 ori. L-am poftit să ia loc pe un scaun. Chiar în clipa când am deschis gura pentru a începe chestionarea, am avut certitudinea că martorul ăsta personifică ghinionul. A început să sune telefonul. Mașina rulea pe calea Victoriei. A trecut prin intersecția străzii Locotenent Lemnea și după câteva zeci de metri a virat la stânga pe strada Nicolae Iorga. Am lăsat în urmă parcul și ne-am strecurat printr-o mulțime de curioși, ținuți la distanță de câțiva subofițeri și am oprit pe partea dreaptă, în spatele mai multor mașini de serviciu. Când am coborât pe trotuar, am văzut o curte cuprinsă între 2 clădiri înalte, cu tencuiala cariată de intemperie în genul celor construite de oamenii cu multe parale după primul război mondial. Clădirea din dreapta își oferea vederii calcanul, cealaltă fațada cu o scară largă acoperită de o copertină vitraliu, din care nu mai rămăsese decât rama metalică. Un gard din zid ar fi trebuit să închidă latura dinspre stradă, dar nu mai făcea, deoarece cutremurul de pământ din 4 martie îi redusese înălțimea la 2-3 palme. Maier, cu oamenii lui și doctorul Dobrescu, își făceau meseria în extremitatea stângă a ceea ce mai rămăsese din gard, lângă peretele clădirii. M-am apropiat și am privit o sacoșă tip sport, vișinie, în carouri. Era vârâtă în lăcașul cuprins între gard, peretele clădirii și boxa din zid a contorului de gaze. E complet, doctore? Am întrebat și a clătinat capul. Înăuntru-i numai partea superioară a toracelui. Câinele a luat urma, dar a pierdut-o ca de obicei, a intervenit Maier. Ce direcție a luat?
arătă cu brațul de-a lungul străzii Nicolae Iorga în direcția bulevardului Ana Ipătescu, un punct la o distanță de aproximativ 150 de metri. S-a oprit pe colț la intersecția cu strada I.C. Frimu. M-am întors și am privit în direcția opusă spre Calea Victoriei. A vrut să abandoneze coletul în parcul de pe colț. Dacă a renunțat, înseamnă că l-a speriat ceva, mai exact cineva. Sunteți de la secția a doua? M-am adresat unui grup de 3 ofițeri pe care nu-i cunoșteam. Au confirmat. Începând de la Calea Victoriei și până la intersecția cu strada I.C. Frimu, discutați cu toți locatarii acestei străzi, și pe partea stângă și pe partea dreaptă, casă cu casă, apartament cu apartament. Trebuie să aflați dacă există cineva care a văzut o persoană cărând această sacoșă ieri, după ce s-a întunecat. Am arătat spre ambalajul coletului de lângă gard. Am înțeles, a zis unul dintre ei cu mâna la chipiu, după ce încercase să ghicească gradul meu, pe care hainele mele civile, firesc, nu-l puteau arbora. Încă ceva, mi-am amintit, pe când ei dădeau să plece. Întrebați-i dacă au avut musafir după ce s-a lăsat seara. În caz afirmativ, notați adresele lor, îi căutați și repetați întrebările puse celor care i-au găzduit. Coletul a fost descoperit de o locatară, a spus Maier, arătând spre treptele clădirii. A crezut că e o sacoșă cu gunoi pusă lângă fereastră ei de către o vecină cu care e în ceartă. În consecință a chemat un subofițer care patrula pe Calea Victoriei pentru a constata mizeriile pe care îi le face colocatara. Subofițerul deja alertat și a dat imediat seama despre ce-i vorba și, fără să deschidă coletul, a anunțat dispeceratul. Eugene, preia tu cercetarea. Eu vreau să profit de ocazie că duminica e o zi nelucrătoare și lumea stă pe acasă. Am zis, făcându-i un gest de salut. Am cruntat sprâncenele și m-a privit contrariat. M-am făcut că nu-i remarc mirarea și m-am îndreptat spre mașină, pe al cărei volan, probabil datorită căldurii, care începuse deja să coacă orașul, Varturian își sprijinise capul și medita adânc, sforăind. La ora 4 după amiază am ajuns la concluzia că prezumția mea cu privire la principala caracteristică a duminicii a fost corectă. Nu era zi lucrătoare, dar pe parcursul peregrinărilor mele s-a mai impus și concluzia că pe o zi de caniculă majoritatea bucureștenilor își abandonează casele în favoarea unui picnic la iarbă verde sau niște băi bune la ștrand. Cum persoanele înscrise în agenda victimei n-au vrut să facă opinie separată la exodul concetățenilor lor, mi-am pierdut toată ziua sunând degeaba la nenumărate uși. Cele 3 persoane găsite totuși acasă erau rude cu victima și nu o mai văzuseră de peste 2 ani. Când în sfârșit am priceput că îmi pierd vremea fără rost, l-am rugat pe Vartunian să mă lase în fața unui restaurant din apropierea locuinței mele. După ce m-am străduit să mănânc o friptură tot atât de tare și gustoasă ca o scândură reformată, am plecat spre casă. De cum am intrat în apartament, m-am dezbrăcat și am nimerit sub duș. Am reușit doar să mă răcoresc, sila pe care o tot acumulez de 3 zile a rămas intactă. Păstram în permanență pe retină imaginea coletelor. Am vrut să schimb decorul și dând drumul la televizor, m-am așezat într-un fotoliu. Se transmitea linia maritimă Onedin. Am urmărit aproximativ jumătate din episod. Tocmai când se creaseră toate condițiile ca domnul James Onedin să se însoare, ceea ce ar fi putut duce la schimbarea serialului, cine știe, din greșeală, chiar cu unul bun, speranțele mi-au fost pulverizate de soneria telefonului. Mă chema Dan, de la Sibiu. Cum merge șeful? Nu i-am răspuns nimic și a înțeles că nu-i cazul să insiste. Ce ai făcut în cele 2 zile de când ești la Sibiu? L-am întrebat rece. Cam asta aș vrea să știu și eu, a zis, oftând, apoi a continuat repede. Am cerut băieților din miliția locală să întocmească lista tuturor colegilor de școală pe care i-a avut victima în ultimii 5 ani, precum și a celor cu care a copilărit în cartier. Azi dimineața se ajunsese la aproximativ 400 de persoane, iar dintre aceștia peste 150 sunt plecați în vacanță la mare, la munte sau la susținerea examenelor de admitere în învățământul superior. Pricepi cum stau lucrurile? Din 3, depistez numai o singură persoană. Și aceasta, bineînțeles, nu te poate ajuta cu nimic. Constat apoi că alibiu e alibiu, zic pardon și foarte voios plec în căutarea următorului martor cu convingerea că nu e acasă. Întrucât avatarurile de care îmi vorbea nu mi-erau chiar deloc străine, l-am întrerupt. Interesează în mod special indivizii care s-au aflat în capitală în ziua de 6 iulie.
Lista e întocmită. E vorba de 43 de candidați la studenție. Am adresele unde pot fi găsiți mai puțin 12 dintre ei care stau la gazde ocazionale. Pentru cei cu adresa necunoscută știu facultățile unde urmau să candideze. Deci, ai putea să-i găsești admițând că te ispitești o cercetare în această direcție. Mă tentează, însă deocamdată nu-i practicabilă. Dacă e vorba de viitor studenți, înseamnă că sunt în frigurile examenelor și nu-i putem stingheri. O să ne ocupăm de ei după terminarea concursului de admitere în facultăți. De la familie ai obținut ceva? Absolut nimic. Sunt la pământ. Era unicul lor copil. În continuare, l-am rugat să-mi trimită câteva fotografii de ale victimei. Când am pus receptorul jos, capitanul Onedin dădea ordin echipajului să ridice ancora și pânzele pentru ieșirea în larg. Datorită discuției cu Dan, n-am reușit să aflu dacă s-a însurat ori ba. Dar cum în viață este bine ca fiecare să-și rezolve singur problemele, nu mă preocupau necazurile lui, ci ale mele. 11 iulie. Era ora 7 seara când am intrat frânt de oboseală în birou. Reușisem să abordez toate persoanele din agenda victimei. N-am obținut însă nimic din ceea ce m-ar fi interesat. Nu putuseră furniza nicio informație ajutătoare și nici nu s-au evidențiat elemente pentru suspectarea lor. Când m-am lăsat să cad pe scaun, am văzut un plic pe birou. Am găsit înăuntru 3 fotografii. Scoțându-le, a căzut pe masă un bilet. Era de la Dan, care odată cu fotografiile victimei îmi ura succes. Am examinat pozele din care mă privea o puștoaică de 16-17 ani. Păr lung, căzut pe umeri, breton pe o frunte înaltă, ochi frumoși și limpezi privind amuzat spre obiectivul aparatului de fotografiat, nasul mic cu vârful ușor în vânt și o gură frumos desenată schițând un zâmbet ironic, probabil la adresa celui care o imortalizase pe clișeu. Am așezat pe birou cele 3 fotografii ca într-un evantai și le-am examinat mult timp. Avea o figură de adolescentă mulțumită de sine, satisfăcută de ce a făcut și convinsă că viitorul nu poate fi decât cel pe care și-l dorește. Privindu-i chipul frumos și nevinovat, n-am putut să nu-mi reamintesc de conținutul coletului găsit lângă spitalul Colțea într-un closet infect. Am strâns fotografiile cu un gest rapid, fără să le mai privesc și m-am ridicat cu nervozitate de pe scaun. M-am dus întins la laboratorul foto și am cerut să-mi scoată câteva sute de copii după cele 3 poze ale victimei. O oră mai târziu, cu vraful de fotografii în brațe, m-am dus la secretariatul direcției. În câteva cuvinte am explicat ce doresc. Am fost înțeles și mi-au promis că fotografiile vor fi distribuite mâine dimineață, la prima oră, tuturor lucrătorilor în probleme judiciare, inclusiv subofițerilor sectoriști, care vor primi misiunea de a vizita cu fotografia victimei în mână toate imobilele care intră în jurisdicția lor. Ai dreptate, poate iese ceva din asta. M-a încurajat Doina, șefa secretariatului. Deși dintotdeauna i-am admirat ochii mari, verzi, de o profunzime cât a oceanelor, de data asta nu i-am mai văzut. Am să te rog să dai ordin ca la fiecare facultate de la Academia de Științe Economice să fie afișată la vedere câte o fotografie a victimei, fără explicații. Numai cu rugămintea că cine o cunoaște să anunțe decanul, am zis. În timp ce mă îndreptam spre biroul meu, m-am întrebat dacă mi-am luat la revedere de la Doina. Speram că am făcut-o. Am scos din sertarul biroului agenda victimei și am început să o examinez furios. Câteva minute mai târziu am aruncat-o pe masă. Nu scăpasem nicio persoană care avea număr de telefon cu 6 cifre. Cu coatele pe birou și capul în palme am privit agenda cu gândul aiurea. Încercam să-mi imaginez cum aș putea să-i dibuiesc pe criminal într-un oraș cu 2 milioane de locuitori. Nu știu cât timp a trecut, dar când m-am uitat la ceas era mai mult de 9. M-am decis să plec acasă. Am întins mâna după agenda cu intenția să o bag în sertar. Atât o răsfoisem încât stătea deschisă ca un evantai. Cu un gest distrat am încercat să-i redau forma inițială. Pe când o îndoiam în sens invers, în covoierii ei, coperta din spate mi-a scăpat dintre degete și a făcut o flexiune largă peste cotorul agendei. Atunci am văzut ceva scris lângă cusătura filelor. Am scos o lupă și am privit însemnarea scrisă mărunt cu un creion foarte ascuțit. Cristi 133410. Faptul că era un număr de telefon local, ca să nu mai spun că spre deosebire de celelalte, acesta era în mod evident dosit,
mi-a fost suficient. Am sunat imediat telefoanele și le-am cerut să-mi spună numele și adresa abonatului cu numărul ascuns în agenda victimei. Când le-am obținut, mi-am privit din nou ceasul. Era aproape 10 seara. Cum după ora 8 seara nu se poate intra în nicio casă fără mandat, am amânat investigația pe a doua zi. 12 iulie. Când am ajuns în fața magazinului Bucur, am coborât din mașină și am luat-o pe jos, pe șoseaua Colentina, pe lângă masivul imobil numit Almo. Ajungând în fața scării pe care o căutam, am intrat în hol, am verificat lista locatarilor și m-am urcat în lift. După ce ascensorul s-a oprit la ultimul etaj, am ieșit pe palier și am aruncat o privire circulară asupra numerelor de pe cele patru uși ale apartamentului. M-am îndreptat spre cel care mă interesa. După ce am sunat, am auzit un tropăit ușor. Ușa a fost deschisă de o fetiță brunețică în vârstă de 5-6 ani. Frumușico, părinții tăi sunt acasă? Am întrebat-o pe când ea mă examina cu capul lăsat pe spate. Nu, a zis, plimbându-și bărbia între umeri. Sunt la serviciu. Unde lucrează? În timp ce ea ridică din umeri, am auzit o ușă deschizându-se în spatele meu. Pe cine căutați? S-a interesat o voce melodioasă în dărătul meu. Întorcându-mă, am văzut o femeie în jur de 25 de ani, blondă, plinuță, de statură potrivită. Purta un capot imprimat cu flori mari și strâns cu cordonul, iar în picioare niște papuci albaștri. Aș vrea să discut cu familia Samoilescu, am zis, apropiindu-mă de ea și arătându-i legitimația. Nu, mai după amiază îi puteți găsi, sunt la serviciu. Unde lucrează? Gigel e șofer la Jetax, iar Tuții e funcționară. Știți la ce garaj lucrează domnul Samoilescu? Am vrut să știu cu intenția de a-l aborda imediat. Răspunzându-mi negativ, am întrebat-o dacă poate preciza unde este locul de muncă al doamnei Samoilescu. Din cine este formată familia lor? Am întrebat după ce mi-a indicat adresa pe care o doream. Din 5 persoane, Gigi, Tuții și cei 3 copii ai lor. Ea e cea mai mare. Arătă spre fetița care rămăsese în deschizătura ușii pentru a urmări discuția noastră. Cum vă numiți? Mioara Pivniceru. I-am mulțumit pentru informații și am pornit spre lift. Când m-am aruncat pe bancheta de lângă Vartunian, n-am mai apucat să-i spun care este noua noastră destinație. A început să zbârnie radiotelefonul. Din Calea Moșilor am virat la dreapta pe strada Taraș Sevcenco. După ce am străbătut aproape întreaga stradă, am oprit pe stânga în fața unui imobil gen vilă, cu latura superioară a ferestrelor în formă de arcadă. Înaintea noastră, lângă trotuar, mai erau oprite câteva mașini de serviciu. În dărătul gardului din zid și vergele metalice, i-am văzut pe doctorul Dobrescu și capitanul Maier împreună cu un grup de oameni de-ai noștri. Când am vrut să intru în curte, m-am oprit și am făcut un pas lateral pentru a lăsa un subofițer să iasă afară cu un câine de serviciu pe care îl îndemna. Cec, urma, urma, cec! După ce am străbătut circa 10 metri, am văzut o sacoșă tip sport cu carouri pe fond verde. Fermoarul era deschis și se vedea conținutul. Se afla lângă un malder de cărămizi, probabil rămase după cutremurul din martie trecut. Am privit întrebător spre doctor. Livrarea coletelor e terminată. Admițând că nu se apucă să-și caute o nouă victimă, mi-a răspuns el, într-un amestec de scârbă și cinism. Eugen, cine a descoperit-o? Am arătat spre sacoșă. Una din locatare a observat-o încă de aseară, în jurul orei 11. A presupus însă că aparține vreunui vecin și nu s-a apropiat de ea. O altă vecină mai curioasă a făcut-o acum dimineața. S-a discutat cu vecinii? De treaba asta s-au ocupat băieții de la secția de miliție, dar ca de obicei nimeni nu știe nimic. Dacă și vecinii fuseseră interogați, prezența mea nu mai avea niciun rost. Cercetarea urmelor intra în atribuțiile criminaliștilor. M-am întors și am pornit spre poartă. Când am vrut să ies în stradă, am dat nasânas cu subofițerul care însoțea câinele de serviciu. S-a terminat misiunea? Am întrebat. Da, tovarășe comandant. Ce traseu a avut criminalul? A trecut prin fața liceului Dimitrie Cantemir, a traversat strada Viitor, a intrat pe strada Orientului și s-a oprit la bordura pieții Galați, lângă semaforul electric, a precizat el. Mama a plecat, am mângâiat capul câinelui și am plecat spre mașina în care Vartunian moțăia iar cu capul pe volan.
Din calea Rahovei am virat la stânga pe șoseaua viilor și după câteva sute de metri am oprit în fața întreprinderii care mă interesa. Am coborât din mașină și m-am dus la portar. După ce i-am explicat ce doresc, mi-a indicat unde o pot găsi pe persoana căutată. Încăperea în care am intrat era mobilată numai cu o masă lungă, cu tăblia uzată și pătată. Pe peretele din stânga, orificiul unui ghișeu, deasupra căruia, pentru a nu exista îndoieli, era scris cu vopsea albă, caseria. M-am apropiat de ghișeu și am bătut ușor în placajul care îl închidea. Când s-a ridicat ca o cortină, a apărut capul unei femei care mă privea întrebător. Avea trăsături frumoase, dar aspre, tenul arămiu pronunțat, părul șaten, bogat și strâns la spate. "O caut pe doamna Samoilescu," am zis. "Eu sunt, ce doriți?" "Trebuie să discut ceva cu dumneavoastră," am anunțat-o arătându-i legitimația. "În ce problemă?" m-a întrebat privind intrigată, când la legitimație, când la mine. Cum nu mai discutasem niciodată cu persoanele pe care le-am chestionat prin intermediul unui ghișeu, n-am vrut să-mi creez un precedent. În spatele ei, două colege se aflau instalate la tot atâtea birouri și se înfruptau voinicește din niște sandvișuri barosane, făcute din câte o jumătate de franzelă tăiată pe orizontală și umplută cu salam. Una slabă ca o stinghie mânca probabil cu speranța că își va putea îmbrăca oasele cu câțiva milimetri de carne, iar cealaltă, sprijinindu-și sânii opulenți pe birou, îi ținea isonul de teamă să nu-și coboare greutatea sub 90 de kilograme. Deși înfuleca cu un apetit pentru care l-ar fi putut invidia chiar și gândacii de Colorado, își fixaseră privirile asupra mea de parcă aș fi fost Rudy Iordache. Mai înainte de a le lăsa timpul să-mi facă o declarație de dragoste ori să mă avertizeze că trebuie să mă feresc de Falconetti, m-am aplecat spre casieră. "Este vorba de o problemă confidențială," i-am spus, uitându-mă semnificativ spre colegele ei. A dat din cap aprobativ, a ridicat mâna dreaptă spre un punct din dosul paravanului care ne despărțea și placajul a închis orificiul ghișeului, căzând ca lama unei ghilotine. Aproape imediat a deschis ușa încăperii în care mă aflam numai eu și masa uzată și pătată. Era înaltă, probabil că avea 1,70 m. Purta o bluză și o pereche de bluși suficient de cam braț pentru a-i pune în evidență corpul bine proporționat. "Ce doriți?" a întrebat iar, ținându-și mâinile la piept și frământându-și cu nervozitate degetele. "Pentru început să-mi spuneți dacă aveți rude la Sibiu." "La Sibiu?" s-a mirat. Am confirmat, iar ea a făcut un gest de negație. "Dar, prieteni?" "Nu, adică nu știu. Nu e exclus ca vreo cunoștință de-a mea să se fi stabilit la Sibiu, dar de ce mă întrebați?" "Trebuie să înțeleg că dacă ați avea prieteni la Sibiu, nu sunteți în relații cu ei?" am zis, făcându-mă că nu i-am auzit întrebarea. "Exact, dar de ce vă interesează?" "Numele Anca Broscoțan vă spune ceva?" "Nu, îl aud pentru prima oară." Am scos fotografia victimei și i-am dat să o vadă. "O cunoașteți pe această fată?" "N-am văzut-o niciodată." "Ce-i cu ea?" a întrebat după ce a privit chipul victimei și mi-a restituit fotografia. "Atunci, cum vă explicați că numărul dumneavoastră de telefon se afla în agenda ei?" "De ce nu o întrebați pe ea? Ea și-a notat telefonul meu și pe mine mă întrebați de ce a făcut-o?" S-a înfuriat ridicând tonul. "La telefonul dumneavoastră răspunde vreo persoană cu numele Cristi?" am spus flegmatic pe când vâram fotografia în portofel. "Cristi?" a tresărit atât de surprinsă, încât pentru o clipă a uitat să-și mai chinuiască degetele. "Nu, vă rog să mai dați o dată fotografia să o văd." S-a decis ea după o scurtă ezitare. I-am făcut pe plac. După ce a mai privit-o mai lung ca prima dată, mi-a dat-o înapoi. "V-ați reamintit?" "Nu, n-am întâlnit-o niciodată." "Pentru ce ați cerut să mai priviți o dată fotografia?" "Voiam să văd mai bine cum arată putorile cu care umblă soțul meu," a zis cu fața crispată de furie. "Dacă există vreun soț încornorat care vrea să-i spargă capul lui Gigi, n-are decât. Puțin îmi pasă. M-am săturat până peste cap de femeile care îl caută mereu la telefon." "I se spune și Cristi?" "Parcă numai Cristi. În fiecare lună se botează altfel." "Unde îl putem găsi?" "Astăzi nu-l puteți găsi. A plecat de dimineață la Pitești ca să-și facă rodajul la mașină." "Vă rog să-l anunțați că mâine dimineață la ora 7:30 l-aștept la mine în birou," am zis dându-i o carte de vizită. 13 iulie.
La 7:30, când am ajuns lângă ușa biroului meu, am văzut pe o banchetă alăturată un bărbat între 25 și 30 de ani care mă privea cu un interes nedisimulat. Purta o cămașă maro, un pantalon din tergal bej și în picioare pantofi din piele la culoare cu cămașa. "Dumneavoastră pe cine așteptați?" am zis. "Am fost convocat la tovarășul capitan," a zis, ridicându-se repede în picioare ca un soldat disciplinat. "Domnul Gheorghe Samuilescu?" Am deschis ușa și l-am poftit să intre. Urmându-l, i-am examinat silueta. Cu aproximație avea înălțimea de 1,75 m, suplu spre slab și umeri înguști, ușor curbați spre față. "Cred că știți de ce ați fost chemat," am zis în timp ce porneam magnetofonul, iar el se așeza pe scaunul din fața biroului meu. "Soția mea mi-a spus că vă interesați de o fată pe care aș cunoaște-o eu," a răspuns privindu-mă cu un zâmbet ușor, parcă amuzat. Avea gura lunguiață, ochii negri pătrunzători, nasul ascuțit, ușor vulturesc, bărbia proeminentă ca vârful unui galoș. Părul negru tun scurt, cu cărare și o mustață îngustă care îi curgea peste buza superioară până la colțurile gurii. "Și o cunoașteți?" "Fotografia fetei de care vă interesați ați arătat-o numai soției mele," a ridicat din umeri și a privit intrigat draperia care acoperea harta de pe peretele din dreapta. "Cunoașteți o tânără cu numele Anca Broscoțean?" "Numele de familie nu-mi spune nimic, dar Anca știu mai multe." "Cunoașteți persoana?" i-am zis, dându-i fotografia victimei. "Da," s-a decis după ce a examinat-o lung și apoi mi-a restituit-o. "Locuiește la Sibiu și cred că într-adevăr se numește Anca. Ce-a făcut?" A vrut să știe, fixându-mă cu ochii lui negri sfredelitori. "De unde o cunoașteți? Vă rog să faceți o relatare amănunțită." Am spus repede pentru a-și da seama că numai unul dintre noi pune întrebări și acela nu poate să fie el. Din tramvaiul 21, când am ajuns la intersecția cu șoseaua Ștefan cel Mare, o voce feminină m-a întrebat unde e magazinul Bucurobor. Când am întors capul, era ea, a zis, arătând spre fotografia pe care o lăsasem pe birou. I-am spus că trebuie să se dea jos la prima oprire. După ce am coborât în stație, i-am arătat magazinul care o interesa. Atunci mi-a spus că este din Sibiu și mă roagă să o însoțesc, deoarece se temea să nu se rătăcească. Cum tot eram liber în dimineața aceea, iar ea era o fată foarte frumușică și vorbăreață, m-am declarat de acord. A interesat-o în mod special raionul cu obiecte de artizanat, însă n-a găsit nimic care să-i placă. Când am ieșit în stradă, m-a întrebat dacă am telefon acasă. Dându-mi seama că e un copil, n-am vrut să-mi complic existența și i-am spus că n-are rost să mă caute, deoarece sunt însurat și am 3 copii. Desigur, nu acesta era adevăratul motiv al refuzului, ci că n-aveam chef să mă plimb și să mă sărut cu o școlăriță prin parcuri. "Și totuși, avea telefonul dumneavoastră," i-am reamintit. A dat aprobator din cap. A insistat argumentând că dacă eu aș avea vreo problemă la Sibiu sau ea la București, ne-am putea ajuta reciproc. Deși nu m-a convins prea mult ideea ei, i-am dat telefonul meu și pentru a-i face pe plac, l-am notat și eu pe al ei pe un bilețel de tramvai. Când a avut loc această discuție? Anul trecut, cam pe vremea asta. "Acum, vă rog să-mi vorbiți de relațiile care au fost între dumneavoastră ulterior momentului ce mi l-ați relatat." "Ulterior? Nimic. Eu am aruncat biletul pe care notasem numărul ei de telefon imediat ce ne-am despărțit, iar ea nu m-a mai sunat. Sau poate a făcut-o când lipseam eu de acasă și a răspuns soția mea. Ceea ce ar fi putut să o determine să renunțe să mă mai caute." "Deci din momentul în care v-ați cunoscut, nu v-ați mai întâlnit și nici n-ați mai discutat?" A confirmat înclinând capul. "Vă rog să răspundeți la întrebare," i-am cerut arătându-i cu degetul că microfonul magnetofonului nu se află degeaba în fața lui. "Da, din ziua când am condus-o prin magazinul Bucurobor, n-am mai văzut-o." Mi-a făcut el pe plac, închizându-și mecherește un ochi, pe când își apropia demonstrativ gura de microfon. "Dacă am înțeles bine, femeile nu vă displac." "Chiar deloc," a ținut el să-mi comunice râzând. "Și atunci, cum se explică că n-ați încercat să o cunoașteți mai bine pe Anca, doar spuneți că vă plăcea?" "Dă-o vară și capitan pe cinstite acum, era bine făcută. De aceea am și consimțit să o conduc prin magazin. Pe măsură însă ce discutam, a reieșit că este nu numai elevă, dar pe deasupra și fată cu minte. Categorie pe care am evitat-o dintotdeauna. Chestie de precauție elementară. N-aveam chef să mă trezesc după 9 luni că o astfel de fâță îmi sună la ușă cu burta la nas și cu taxul de mână. Mie lipsește timpul, nu femeile frumoase, și nu sunt așa de prost să-mi bat singur cuie în pingele, riscând un scandal cu soția mea. Acesta a fost motivul pentru care am bătut în retragere la despărțire." "Dar ce-i cu ea? A șters-o de acasă?"
Întreba din nou. Ce vă face să credeți într-o astfel de posibilitate? L-am chestionat în timp ce îmi spuneam că e un tip cu haz. Eh, știți, ziua bună se cunoaște de dimineață. Una peste alta ea a intrat în vorbă cu mine și avea ochii foarte zburdalnici. Pricepeți genul? M-a consultat el cu un subînțeles. Am aprobat gândindu-mă cu amărăciune la complicația cu totul deosebită pe care o puneau în evidență spusele lui. De unde până în prezent admisesem că victima era cu mințică și de cercul cunoștințelor ei putea fi determinat, acum situația se răsturna cu 180 de grade. Îi plăceau bărbații și era ușor abordabilă, ceea ce înseamnă că ar fi putut cunoaște întâmplător un bărbat oarecare chiar în ziua dispariției în drum spre facultate și a ajuns la el acasă. Iar felul în care a plecat de acolo m-a obligat să-i cunosc cât mai repede posibil anfitrionul. Dar acum, când el ieșea din cercul persoanelor care ar fi putut veni în mod firesc în contact cu ea, scăzând femeile, bătrânii și copiii din cele 2 milioane de locuitori ai Bucureștiului, rezultă că ar fi trebuit să caut criminalul la întâmplare printre 400-500 mii de bărbați. Grozavă treabă! Intempestiv, soneria telefonului puse capăt senzației de deznădejde ce mă cuprinsese. Când am ridicat receptorul, am auzit vocea lui Dan. Salut, șefu, cum merg treburile? Am tăcut oftând ușor. A înțeles cum stau lucrurile și băia subțire, fără să mai insiste, a continuat. Problema sibienilor care s-au deplasat în capitală în ziua de 6 iulie e rezolvată. Lista lor este completă, da? Mă îndoiesc de eficiența acestei piste. De ce? Acest gen de călător se cazează ori în hoteluri, ori în locuințele unor rude sau prieteni, deci ar fi avut unde invita victima. Asta e numai o aparență, Dane. Am zis, spunându-mi că prietenul sau ruda care a oferit găzduire ar fi putut, plecând la serviciu sau cu alte treburi, să-i lase singur pe neașteptate în casă. Criminalul a adus victima, apoi a făcut tot ceea ce era necesar pentru ca gazda să nu mai poată găsi nicio urmă a isprăvii sale. Ești cu cineva în birou? A întrebat, probabil datorită laconismului meu. Întocmai continuă. Am alcătuit și eu o listă. E vorba de 9 sibieni care și-au stabilit domiciliu în București. Se crede că au cunoscut victima. Ce-ar fi dacă m-aș întoarce acasă și m-aș apuca de treaba asta? A propus el. Ideea nu e rea. Dacă e prima cursă, după amiază ești aici. Vin mâine cu avionul de 10. De ce nu azi? M-am mirat eu. Există o persoană care sosește astă seară din vacanță. Trebuie să stau de vorbă cu ea. Era în relații strânse cu victima. Cum crezi? La revedere! Am spus, lăsând receptorul în furcă, apoi am privit spre Samoilescu, care urmărise monologul meu telefonic cu ochii săi negri și curioși. Vă cer scuze pentru întrerupere. În ceea ce privește persoana despre care discutăm, am arătat din nou spre fotografia victimei, n-a dispărut de acasă, cum ați presupus dumneavoastră, ci a fost ucisă. Am spus dintr-o dată, privindu-l cu atenție. Nu! Exclamă el cu pupilele dilatate. Probabil că ați auzit despre o persoană ale cărei segmente au fost împrăștiate în diferite puncte ale capitalei. Anca este! Am făcut un gest de confirmare și el mă privi de parcă ar fi văzut hoardele lui Atila dând buzna peste el. Atunci începu iar să sune telefonul. Salut, Nicule, a zis vocea din receptor. Cum merg treburile? Așa, 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 am replicat cu rezervă, încercând să-mi dau seama cine-i stăpânul vocii, care de altfel îmi era foarte cunoscută. Sesizând că pilotez, a continuat. Ce-ar fi dacă i-ai face o vizită bătrânului Udrea? De ce aș face-o, Tudore? L-am întrebat pe comandantul secției a 6-a de miliție. Am la arest pe cineva care ar putea fi omul pe care îl cauți. Samuilescu, cu capul întors spre stânga, privea draperia de parcă s-ar fi așteptat ca din dărătul ei să apară un ansamblu de dansatoare de striptease. Majoritatea celor care vin la mine la birou o privesc la fel. Credeți că ne puteți spune ceva care să ajute la descoperirea vinovatului? L-am întrebat, obligându-l să întoarcă spre mine capul. A făcut un gest de negație, trăgându-și capul între umeri. În timpul discuției cu victima va vorbi despre relațiile pe care le aveam în București? A pomenit vreun nume? Nu, am reținut, numai că urma să mai stea în București câteva zile și că locuia la o mătușă. Bine, dacă o să mai am nevoie de relație, am să vă caut. Am scurtat-o ridicându-mă grăbit de pe scaun.
Mașina rula pe bulevardul Hristo Botev, am traversat Calea Moșilor, am mai depășit o intersecție și am virat la dreapta pe strada Stelea Spătaru. Câțiva zeci de metri mai departe, strada se lărgea cu o piațetă în mijlocul căreia se afla un rond cu bordură din ciment, iar în fața acestuia, pe partea dreaptă, locul unde fusesem invitat. Am străbătut curtea, am intrat în hol, unde obiecțiunile ofițerului de serviciu au fost înlăturate de legitimația mea și am urcat la primul etaj. Când am deschis ușa pe care scria comandamentul, Udrea stătea la birou, iar în fața acestuia, în picioare, un tip scund în uniformă de maior și o fetișcană înăltuță și zveltă. "Termin imediat," mi-a zis Udrea cu vocea lui groasă de bariton, ridicându-se să dea mâna cu mine și invitându-mă să mă așez într-unul din cele două fotolii din fața biroului său. După ce m-am așezat, i-am văzut din față pe interlocutorii colegului meu. Maiorul, în jur de 50 de ani, privea fetișcana cu un zâmbet ironic, iar aceasta, cu o figură de copil cu minte, se uita spre comandant. Părul de culoare a caju, tăiat scurt, era pieptănat la olandeza, cu vârfurile rotunjite și ridicate. Tenul alb, nasul mic și drept, gura frumos conturată, ochii negri și calzi, ploapele ușor fardate. O roche mulată din tricou bej îi punea în valoare un corp pentru care ar fi putut să o invidieze chiar și componentele ansamblului parizian de balet de la Maxim. Picioarele deosebit de frumoase, cu genunchii rotunzi, erau încălțate într-o pereche de pantofini din piele maro, cu toc înalt și subțire. Mi-am spus că trebuie să fie studentă, iar după înfățișarea și gustul cu care era îmbrăcată, probabil la Institutul de Teatru. "Și de unde spuneai că ai chestia asta?" a întrebat maiorul Udrea, învârtind pe deget o brățară plată din zale masive din aur. "V-am spus," a zis ea cu voce plăcută și un aer candid. "Mi-a dat-o un prieten." "Numele și adresa lui?" a întrebat-o Udrea. Clipi de două ori cu inocență și nu răspunse. "Ați fost întrebată ceva?" interveni maiorul în uniformă, păstrându-și în colțul buzelor zâmbetul ironic. "Vă rog să mă iertați," a catadixit ea cu voce șoptită. "Serios?" a zis Udrea. "Acum două ore, când ai fost adus aici, spuneai că n-ai mai avut de-a face cu miliția. Îți menții această afirmație?" S-a rezumat numai la un gest de confirmare prin înclinarea repetată a capului ei de fetiță frumoasă și neprihănită. Udrea luă o hârtie de pe masă și spuse cu amărăciune: "Ai mai avut două condamnări, una de 6 luni și alta de 10, tot pentru furt. Ori e o greșeală?" "Vă rog să mă iertați," repetă ea, impasibilă ca o placă de patefon stricată. "De ce te-a dat în urmărire secția 12? "Nu știu," răspunse, părând foarte surprinsă. "Pentru că ești uitucă, am să-ți amintesc eu," a intrat pe fir maiorul accentuându-și zâmbetul. "În urmă cu 3 luni de zile ai ajutat un cetățean să te acosteze și, fiind o fire sentimentală, te-ai îndrăgostit de el și l-ai însoțit acasă, deoarece soția lui tot era într-o delegație. A doua zi dimineața, când s-a trezit, tu erai deja plecată, cu obiecte în valoare de peste 30.000 de lei, inclusiv o brățară de aur naibii de asemănătoare cu cea găsită la tine," a zis, arătând bijuteria de pe masa lui Udrea. "Nu știu despre ce vorbiți," șopti ea, cu o nevinovăție mai mult decât convingătoare. "Pentru fapta de astăzi, vă rog să mă iertați și să mă lăsați să plec. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine când am umblat în poșeta doamnei din magazin. Mi s-a întunecat mintea," continuă, ridicându-și mâna cu degete fine spre frunte, ca pentru a sugera pierderea rațiunii. "Și celelalte două condamnări tot pentru astfel de furturi le-ai avut," a zis Udrea cu silă, apoi se adresă maiorului: "La arest! Până mâine dimineață întocmește dosarul de trimitere în judecată." În timp ce maiorul o scotea afară pe tânăra și frumoasa domniță, am întors capul spre Udrea. Era un bărbat voinic, brunet, fruntea înaltă și părul de la încărunțit spre alb. Purta un costum gri cu vestă, o cămașă cu dungi late albastre și o cravată cu fond roșu. Când m-a privit, figura severă pe care și-o compusese în tipul interogatoriului se destinse într-un zâmbet cald. "Dacă o vezi pe stradă, jur că e un înger coborât de pe icoană." "Cum s-a descurcat tipul care a dus-o acasă?" am întrebat, amuzat pentru o clipă de situația în care presupuneam că s-a aflat păgubașul când a trebuit să explice soției de ce nu mai are brățara. "Ca să iasă din încurcătură, și-a spart ușa apartamentului și a anunțat miliția că în lipsa lui de acasă a fost călcat de hoți. Pe chestia asta s-a ales cu o amendă contravențională pentru inducerea în eroare a organelor de anchetă. Totodată nu s-a considerat necesar să-i se spună soției sale despre adevăratul motiv în care a fost ușurată de bijuterie.
Ea crede și acum în varianta inventată de soțul ei. În regulă, Tudore, să trecem la motivul invitației tale. Am zis, reamintindu-mi că nu sunt în situația de a-mi pierde timpul cu anecdote. Bei o cafea? Nu, mulțumesc, sunt și așa destul de nervos. Dau o acritură. Poftim? M-am mirat, crezând că mi oferă murături. Nu, mulțumesc, nu sunt după chef, ci fără chef. Fără să-mi acorde atenție, s-a ridicat, a pornit spre ușă și a ieșit. A revenit după câteva clipe și s-a reinstalat în fotoliu. Când am aflat de cazul de care te ocupi, am trecut în revistă toți infractorii din parohia secției mele. Și, bineînțeles, n-am putut să nu-mi concentrez atenția asupra unui oarecare Gheorghe Cârban. Are 28 de ani și trăiește din expediente mai cu seamă din bișniță. N-are domiciliu stabil. S-a întrerupt când a intrat în birou un plutonier major cu fustă, avea în mână o tăviță cu două pahare. Unul a fost pus în dreptul meu, celălalt lângă comandant. După ce subalterna s-a retras, am examinat lichidul tulbure din pahar cu aspect de zamă de varză murată și am privit spre el întrebător. Nu face rău, a zis el, e cu zaharină. Mai întâi am gustat precaut cu vârful buzelor, apoi am golit paharul până la fund. Era o citronadă formidabilă. Eu nu mă ocup de bișnițari, am ținut să subliniez pe când puneam paharul pe masă. Individul de care îți vorbesc, a continuat el fără să pară că mi-a auzit remarca, a fost condamnat pentru o tentativă de viol, iar la o lună după eliberarea din închisoare, a fost din nou condamnat, însă pentru viol-viol, pricepi? Am înțeles ce vroia să spună. Experiența noastră a arătat că indivizii care ajung să comită două violuri sunt psihopați și vor repeta infracțiunea ori de câte ori vor avea condiții prielnice. De ce crezi că e implicat tocmai în cazul meu? Când m-am gândit la el, mi-am pus oamenii să-l caute. L-au găsit firesc pe strada Covaci în preajma magazinelor Consignația. Este în arestul nostru, vrei să-l vezi? Are pantaloni și cămașa pătate de sânge. Ce explicații dă? Nu știu, și-a ridicat el umerii masivi. A fost reținut pentru comers fără autorizație. N-am cerut nicio relație despre petele de sânge. Pur și simplu m-am făcut că nu le văd. Necunoscând amănuntele cazului, m-am gândit că mai bine îl chestionezi tu. Când l-ai reținut? Ieri seară, vrei să discuți cu el? Mai întrebi? S-a ridicat din fotoliu, mi-a făcut semn să mă așez eu în locul lui și a ieșit din încăpere. Câteva minute mai târziu a introdus în birou un individ scund, slab și tuciuriu. După ce majorul Udrea mi-a făcut semn că are alte treburi și s-a retras, l-am examinat mai bine pe noul venit. Pantofi roșii cu talpă și tocurile multisupraetajate, pantaloni galben, jos foarte evazați și sus cam brați pe șoldurile lui scheletice. Cămașa albastră era mototolită și murdară. De altfel, odată cu sosirea lui, încăperea începuse să miroasă om care are de-a face cu apa numai când e surprins de ploaie. Am remarcat câteva pete brune pe cămașa lui, în dreptul abdomenului și pe pantaloni spre genunchi. Maiorul Udrea avusese dreptate. Erau urme de sânge. I-am privit chipul, bărbia teșită, buzele atât de subțiri încât gura părea cicatricea unei incizii fine, nasul borcănat, ochii mici cu căutătură și rată, fruntea așa de îngustă încât sprâncenele păreau să crească chiar de la rădăcina părului. Urechile, clăpăuge, ieșeau în afară în pofida unui păr lung și soios care îi cădea pe umeri. Stătea într-o atitudine de așteptare slugarnică specifică infractorilor când ajung la miliție. Știi pentru ce te afli aici?" l-am întrebat dezgustat. Nu, domn comandant, când am fost arestat, mă plimbam pe stradă," a zis el cu o voce mieroasă. Grața pe care mi-o provoca aspectul lui m-a obligat să ocolesc subtilitățile interogatoriului și să intru direct în subiectul care mă interesa. De unde sunt urmele de sânge?" Am arătat spre petele brune de pe cămașa și pantalonii lui. Pentru un moment a părut speriat și descumpănit, apoi și-a revenit în fire și a spus râzând. Nu-i sânge, domn comandant, am băut vin roșu și când m-am matolit, am mai dat și pe afară. E sânge, am spus aspru. Nu, domn băiete, e sânge, am ridicat tonul. Și dacă continui să negi, strimi hainele la laborator. Aveți dreptate, s-a decis el. E sânge, mi-a curs din nas. Fie, voi cere laboratorului să precizeze dacă petele provin de la sângele tău. Îți menții afirmația? Început să-și lase greutatea de pe un picior pe altul, preocupat poate de examinarea covorului. Cum vrei, o să rămâi în arest sub învinuirea de omor cu cruzime. M-am resemnat când am văzut că n-are intenția să vorbească. N-am omorât pe nimeni, s-a decis el, ridicându-și privirea înspăimântată spre mine.
M-am bătut cu cineva. A vrut să dea cu cuțitul, dar eu am fost mai iute. Nu puteam să-l omor că i-am băgat cuțitul numai număr. Dacă am ierlit-o, înseamnă că l-a ras altul. Cum se numește? Sile. Numele complet și adresa exactă. După ce mi-a spus datele cerute, le-am notat pe o hârtie. Apoi m-am ridicat și, deschizând ușa biroului, am rugat-o pe plutonierița care ne adusese citronadele să-l caute pe comandantul secției. Menține-l în arest, i-am zis lui Udrea câteva minute mai târziu, când și-a făcut apariția. El e omul de care ai nevoie, a vrut să știe când am rămas numai noi în încăpere. Am ridicat din umeri și, după ce i-am povestit ce susținea pușlamaua, i-am întins hârtia pe care notasem datele prezumtivei victime. Te rog să dispui ce căutarea tipului și, pentru mai multă operativitate, trimite-i hainele la laborator. Dacă petele nu provin din grupa sanguină 0, e în afara cazului de care mă ocup. Fii liniștit, te anunț imediat ce primezi rezultatul laboratorului, m-a asigurat el în timp ce ne strângeam mâinile.